bluzului românesc la Sighișoara, ca de obicei. La Sighișoara. Joe, cum e ediția 8-a? Ne place și suntem mândri că ni se spune așa și suntem considerați capitala bluzului din România. Ediția 8-a e pe picior de începere și suntem foarte mândri că am ajuns, am reușit să ajungem la ediția 8-a. Ca și nume, am reușit să-l aducem pe Johnny Winter, un monstru al bluzului mondial, care va fi capul de afiș al ediției 8-a Sighișoara Blues Festival. Unii se întreabă de ce în prima seară. Noi știm acum, în fiecare an ne vedem și totdeauna capul de afiș era în ultima seară. Odată am avut una din strategiile noastre ca și organizatori a fost ca capul de afiș să-l punem în prima seară, tocmai că cine vine să vadă, să rămână, să vadă o întreagă ediție a festivalului, pentru că toate numele sunt foarte, foarte importante în lumea bluzului și atunci prima seară ne e foarte bine ca și scop organizatorii. Dar s-a legat și cu programul Johnny Winter, care din Sighișoara va pleca direct în Italia, unde va susține următorul spectacol. Ce poți să ne spui despre ceilalți invitați? Avem un nume care revine. Da. Corey Harris revine pentru a doua oară la Sighișoara Blues Festival, dar ca și noutate revine cu un band și va susține un alt fel de recital față de cum a susținut singur acum 2 ani. Dar avem Seara Doamnelor, seara de mâine, unde sunt niște doamne extraordinare, niște nume foarte mari în lumea bluzului și va fi o seară fantastică frumoasă. Bun, vedem niște lucrări. E acolo B.B. King, John Lee Hooker, Vali Răcilă, prietenul nostru în spate. Am vrut să legăm arta, să combinăm arta și atunci am rugat și am colaborat cu artiști din Sighișoara, să picteze ca temă muzica, ca temă bluzul. Și atunci am crezut că îmi dă un pic de culoare tot întregului festival, ca să fie muzică și pictură și cu totul să numim artă.